cumpăra din an, am dorit așa de mult să fiu prezent aici împreună cu dumneavoastră, dar pentru că soția mea a avut o problemă trupească și a trebuit să zacă în pat, n-am putut veni. Și mulțumesc Domnului pentru că iată El este prezent și mă bucur. Amin. Dați-i Tatălui meu. Amin. Domnul și vă bucure că aveți inima deschisă și cheia învârtită în broasca inimii. Și ea e deschisă și Domnul a trecut pe la fiecare și a găsit rezolvare pentru toate problemele pe care le aveți acolo ascunse. Glorie ție, și a venit să aduc un salut, o poezie pe care Domnul a pus-o pe inimă, că am scris-o ca un salut și ca o mulțumire pentru tot ce ați făcut în rugăciunea voastră pentru mine și familia mea. Și mulțumesc Domnului că m-a ajuns ziua de astăzi să mă bucur alături de dumneavoastră. Chiar acum aș vrea să știți că doresc să fiți fericiți. Amin. De Iisus să nu uitați cu El. Amin. De El, cu El să vă împăcați. Amin. De tovarăș să-L luați, de asta să nu uitați. Unde veți merge, unde și orice ați face în anul în care a pășit, la cârma vieții voastre, de Iisus să aveți parte. Amin. Cu sănătate, bucurie din partea lui Iisus să fie. Amin. Iar acum, la încheiere, vă mulțumesc tuturor că mi-ați fost frați de ajutor. Amin. Și la bine și la greu, cum e pe pământ mereu, dar facă bunul Dumnezeu să rămânem frați mereu. Amin. Iar când care vom sfârși, să ne vedem cu toții în veșnicie. Amin. Domnul să ne binecuvânteze. Amin, amin, amin.